10.000 de cupluri infertile vor primi bani de la stat pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. Depunerea dosarelor a început deja, iar în primele 2 ore peste 1 milion de persoane au accesat platforma electronică. Unul din 5 cupluri are probleme legate de concepere, iar țara noastră este pe ultimele locuri în Europa la rata natalității. Când a văzut că timp de un an nu poate concepe o sarcină pe cale naturală, acest cuplu a decis să ceară ajutor. Sperăm să fim în cei 10.000, ne dorim foarte mult, am fost îndrumat și de medicul de specialitate să grăbim procesul. Am făcut niște prime analize și eu și soția și am fost amândoi cu diagnostic de infertilitate de cuplu, asta a declarat un bărbat, însă cauzele pot fi multiple. În primele 2 ore de la începerea programului, platforma a avut peste 1 milion de accesări. În cazul în care femeia nu are ovulație și nu reușim să simulăm ovulația cu tratament medicamentos, femeia are ambele trompe blocate sau lipsesc. Ca o regulă, de asemenea, primul venit declarat eligibil este și primul servit. Acesta este și interesul foarte mare pentru acest program, de îndată ce a fost deschisă platforma, a declarat Natalia Intotero, ministrul familiei. Oficial, în România, aproape 150.000 de cupluri se luptă cu infertilitatea, dar numărul real este mult mai mare. De cele mai multe ori, tratamentele sunt lungi, costisitoare și fără rezultate. Cred că este datoria statului român de a face mai mult pentru tinerii aflați în nevoie și toți cei care au anumite suspiciuni și îndemna să meargă și să stea la discuții cu unul dintre cuplurile care au reușit să fie binecuvântați, să fie părinți, prin intermediul acestui program. Cei care aplică nu trebuie să fie beneficiat de o altă procedură cu fonduri de la stat în ultimul an. Voucherele vor fi folosite pentru medicamente, dar și pentru procedurile medicale necesare. Programul este funcțional din 2022. De atunci și până acum s-au născut în urma procedurilor decontate de stat 243 de copii. Pentru a se înscrie, cuplurile trebuie să intre pe site-ul appcomunitate.ro, să își facă cont și să urmeze toți pașii privind depunerea documentelor. Tot acolo vor găsi lista farmaciilor, clinicilor și a medicilor colaboratori. Anul trecut, programul a fost la un pas să rămână fără buget. În Europa de Vest, guvernele alocă și de 10 ori mai mulți bani pentru astfel de proceduri, relatează observatornews.ro.